Salutare și bună dimineața din nou de la Vorța. Pentru ultima dată de data asta, pentru că ăsta va fi ultimul vlog de la Vorța. După vlogul ăsta urmează vloguri de călătorie. Voi pleca într-o nouă călătorie. Dar haideți să mai facem câte ceva pe aici înainte de a pleca. Piersicul meu a înflorit la capacitate maximă între timp. Eu o să mă ocup de grădină, o să pun ce mai am de pus. Radu a venit și el astăzi, o să continue cu gresia și faianța în baie. Am înțeles că mai vine astăzi încă cineva să-l ajute. Avem încă un ajutor aici. Ceau, Sara! Iar baia arată cam așa, a dat jos penele alea și începe să arate cum o să fie la final. Astăzi o să monteze și în pardoseală scurgerile finale, pentru că aici am mai luat o rigolă de scurgere. Eu vreau duș fără cabină, așa că trebuie o rigolă care să tragă foarte bine apa. Am luat-o deja, va trebui montată. Bineînțeles că pe lângă grădinărit eu o să mai și gătesc ceva. Azi facem o zamă cu leușcean. O să mă apuc de treabă exact aici de unde m-am lăsat data trecută. Și anume o să pun și rândul ăsta de cartofi. După care o să încep să fac straturile aici în zona asta. Să pun ceapă, usturoi și hajme. Mi-a dat maică-mea niște hajme. Aia e ceapa aia verde care rămâne verde multă vreme, nu face bulb. Am format primele două straturi. Cam așa arată. Urmează să pun ceapă și usturoi. Nu știu cu ce să încep, dar cred că încep cu hajme. Pentru că stratul ăsta va fi cel mai apropiat și să pot să vin să smulg și să mănânc după ce se face. Gata, două straturi. Am pus hajme și ceapă. Fac pauză, mă duc să fac focul, să pun găina la fiert, că o să fie destul de greu de fiert dacă e o găinuță de casă de data asta. Așa că o pun deja la fiert să se fiarbă bine. No, că am făcut focul, am pus găina la fiert, altfel e când e găina de casă. E o plăcere să gătești cu găină de casă. Am pregătit o gustărică. Astăzi suntem mai mulți meseriași aici. A mai venit încă cineva să ajute. Operațiunea de găsire a țevilor ca să punem sifonul ăla de l-am luat. Asta e un pic mai complicat, se pare. Pentru că trebuie gândite toate cu pantă. Cu pantă, că dacă nu-i cu pantă, nu trage apa. Mai testăm un vin azi aici cu băieții. Ăsta e ceva fetească neagră de la aceeași cramă. Fetească neagră la țigănci. Continuăm treaba. Băieții s-au apucat de pe cameră și n-am mai filmat acolo să vă deranjez fonic. Zama fierbe deja de numa. Dar trebuie să mai fiarbă vreo oră, două. Între timp, eu mă duc în grădină să mai fac un strat, două. Încă două straturi, gata.
Aici o să pun usturoi și ceapă roșie pe astea două. După aia să văd ce mai rămâne și poate mai fac unul sau două. Să vedem. A fiert găina mea până la urmă. Am pus și legumele în ciorbă. Urmează să pun o legătură de leuștean din grădină de data asta. Și la urmă mai bag încă o tură de leuștean, dar vreau să-i dau gust ca lumea de leuștean. Hai să vedem între timp ce se mai lucrează aici la baie. Oh, deja rigola e la locul ei. Rigola mea de la duș e acolo la locul ei. Legat tot. Cred că în scurt timp se va astupa, nu? Da, da. Le fac și o cafea la băieți. Cafea la sobă. Să facă și ei o pauză, că zama mai durează, mai trebuie să fiarbă ceva. Cam asta e varianta finală de zamă. E aproape gata, o să mai pun doar încă o legătură de pătrunjel și leuștean. Deci e prima dată când pregătesc o masă de genul ăsta. Pentru că eu de regulă nu pregătesc mese. Da, asta e, acum am pregătit masa, sper să fie totul în regulă. Asta e zama. Mă, zama e bună, n-am ce să zic, am gustat deja. Hopa, cred că mai vine cineva la masă. Da, mai aștept pe cineva, într-adevăr. Asta e zama. Să avem poftă. Cu ahi cearapita din America de Sud. În timp ce mâncam, mi-au mai venit niște musafiri. Pe Răzvan îl cunoașteți dintr-unul din vlogurile mele. Hello. Răzvan și cu colegul lui. Claudiu. Mi-a venit masa. Asta era surpriza cu Vasile. Da, mi-a adus Răzvan masa. A venit el cu ea. Bineînțeles că i-am servit și pe ei cu o zamă. Bună. Dacă ajungeam un pic mai devreme, inauguram și masa cu o zamă. Nu mai trebuie, nu mai aduce. Vă dați seama că acum numai eu, Donald Trump și Serena Williams mai au mese din astea. Și Drake. Și Drake, da. Mai e unul. Mai e unul, Drake, da. Îmi spunea Răzvan acum că a fost la el când i-a montat masa, probabil. Da, da. Și era totul aurit pe acolo. Mesele, pe în casă. Că avea mai multe. Mesele. Eu n-am nimic aurit, încă. Încă. Am neajutat. Deci asta e masa mea, operă de artă. Și mulțumesc lui Răzvan pentru ea. Să fii sănătos. Și să ne vedem sănătoși în continuare. Să ne vedem cu bine. Cu bine. Am făcut un vlog, apropo de asta, am făcut un vlog ieri. Ieri l-am postat strict în graiul meu de la Vorța. Da? Și culmea că am înțeles foarte mult. Mă așteptam să nu mă înțeleagă. Foarte tare. Da, deci ești bilingv. Eu mă gândeam că trebuie subtitrare. Știi că spuneam la vlogul anterior că noi mai mult decât faptul că facem mese, facem și relații faine cu oamenii și cu clienții noștri. Am dovedit-o. Așa e, așa e. Da. Și spune-le tu oamenilor unde te găsesc pe tine. Pe Unique World Design. Multă așa. Parte din așa e Facebook și Instagram. Uh-huh. Pe Unique World Design. O să pun în Oradea, link-uri în descriere. Da, în Oradea o să lași numărul de telefon. Pune și sigur, cu mare încredere și industrial și tot ce ține de blaturi și mese și trepte și tot ce ține lemn masiv. Opere de artă din lemn masiv. Mulțumesc, Răzvan, mult! Cu mare, mare drag! Mare plăcere de partea mea! Doamne ajută mult. Și multă sănătate! Hai să vedem cum arată și baia. Ce,
Am vrut să zic că nu se mai vede nimic. Doar gola la locul ei. Următorul pas, Radu. Să terminăm baia. Ce o să faci în continuare? Gresie, faianța, nu? Termin faianța. Faianța și după aia gresia. Gresia, poate că turnăm și un pic de șapă. Ok. Pe jos e cam critică suprafața. De fapt, toată baia mea a fost critică. Da. Acum am rezolvat pirigola. Și vedem în continuare finisările interioare. Ei bun. Am reușit de... Am terminat și celălalt strat. Am până acum 1, 2, 3, 4 straturi gata. Azi nu mai apuc să fac altul. Dar mâine de dimineață vin și vreau să mai fac încă 2 straturi aici. Că mi-a mai rămas arpagic. Mâine asta vreau să fac. E ultima zi aici. Termin cu straturile și vreau să pun și niște varză, că am adus răsaduri. Vreau să pun morcov, păstârnac, dovlecei, mai am semințe. Că dacă plec, până plec eu, până mă întorc, ar fi bine să răsară. Cam asta pentru astăzi. Asta am de gând pe... Și bună dimineața! Am plecat din nou înspre Vorța, e ultima zi în care mai fac câte ceva acolo, pentru că mâine plec înspre Budapesta. Vreau să vă arăt cât de mult s-a schimbat în 2 zile totul. Am verzit deja totul în decurs de 2 zile. E incredibil cum cât de repede a evoluat natura. Ieri era încă acel praf în aer, de nu se vedea mare lucru. Azi noapte a plouat, iar acum totul este mult mai clar. Tot acel praf s-a depus pe mașini. Foarte înflorit totul, începe să fie verde totul. O primăvară superbă. Încă câteva imagini cu Vorța înflorită în toată splendoarea. Acum toți piersicii sunt înfloriți la maxim. Și nu numai piersicii, toți cireșii de prin păduri, toate pădurile sunt albe. Iar pomii fructiferi, acum încep și ei să înflorească. M-am uitat ieri și la mine în grădină, deja dădeau și merii să înflorească. Am ajuns acasă unde pomii mei sunt înfloriți. Vă spuneam că și merii încep să înflorească. Mai un picuț, am verzit și aici totul. Pe când o să mă întorc eu din călătorie, va trebui direct să vin la coasă. Că cu siguranță va crește iarba. Acum, sper să mă lase astăzi vremea să plantez ce mai am de plantat. Azi noapte a plouat și a udat aici în grădină. E foarte bine că va răsări imediat. Dar nu mai pot să fac alte straturi. Trebuie să mai stau un pic, poate se înseninează și se zvântă să mai fac un strat, două. Dar până atunci o să pun răsadurile astea de varză. Am adus și niște răsaduri de varză, le pun astea între timp. Am făcut un rând de grope aici pe lângă vale. Rândul ăsta punem varză. Varză timpurie. No, că e gata și varza. Am aici un rând de varză. Până mă întorc eu, cred că e de sapă. Dacă ține vreme bună, bineînțeles. Mai departe, aici, între cartofi și trifoi, o să pun dovlecei și ludăi din astea de plăcintă. 2-3 semințe în fiecare cuib.
Ăștia i-am pus mai rar pentru că o să se întindă, o să facă loze și se întind. Mai departe am mai făcut 3 rânduri mai puțin adânci, unde o să pun salată, pastârnac și morcov. No, cam asta a fost. Mi-am pus și semne ca să știu ce și unde am plantat. Morcov, pastârnac, salată, cartofi, straturi, ceapă, usturoi, ceapă roșie, hajme și acolo dovlecei în partea aia. Dacă cumva uit, o să mă uit pe filmarea asta. A venit ploaia exact la fix. Când am terminat eu de pus în grădină, am pus zama de ieri la încălzit, pentru că a mai rămas o grămadă. Și a doua zi cred că e mai bună. Aș mai avea de lucru aici, că am depus flori. Am depus flori aici în față. Am aici niște bulbi de flori trimiși de un urmăritor al canalului. Sper să mă lase ploaia și să pun și aici câteva rânduri de flori. Radu continuă aici cu gresia, deja avansează cum perete. Merge treaba. Merge. Hai să băgăm o zamă. Imediat încă o placă și vin. Ok. Astăzi vom inaugura masa de la Unique Wood. Cu un pahar de vin prima dată. Să fim sănătoși. Și după aia punem și un blid de zamă. Extraordinar de bun vinul. Ăsta se cheamă Zayafet și este un alb demisec. Foarte bun. Vinuri de calitate mi-au trimis oamenii ăștia. No, că am pregătit și aici în fața casei terenul. Urmează să pun flori. Pun bulbii ăștia să vedem ce o ieși din ei. Gata și cu florile, am pus aici câteva rânduri. Să vedem ce iese acum. Și cu asta, cam atât cu agricultura deocamdată. Vine ploaia la fix când am terminat de închis grădina. Când mă întoarce, sper să fie răsărit tot ce am pus. Și clar, aici va fi de coasă. Cred că primul lucru va trebui să cosesc când mă voi întoarce. Am udat și florile foarte bine. Vor rămâne în grija lui Radu. Că el va rămâne aici, că o să aibă multă treabă în continuare. Mai o să le ude el. El o să vină zilnic. Pentru că am bătut palma să îmi facă și finisajul interior la Regips. Mă bucur. Eu mă bucur și mai mult. După ce termină cu baia, probabil baia în 2-3 zile gata. Faianța mâine e gata. Gresia mai o zi. Nu, șapă, trebuie să tragem șapă. Trebuie șapă. Da. Ok, tu știi. Eu nu știu și după aia tavanul. Și... mai vorbim la telefon. Și da, am hotărât ca aici să îmi fac finisajul, totul alb, iar tavanul n-o să pun. Noroc că a venit ieri prietenul lui Radu și mi-a dat cea mai bună idee. Sau tu mi-ai dat ideea? Tu ai zis oare de el? Tu ai zis. n-am fost foarte atent cine, dar n-o să pun rigips pe tavan aici. Mi-au dat cea mai bună idee, o să pun lambriu. O să pun lambriu, va fi totul alb și cu tavanul lambriu. Cred că va fi ok. No, cam ăsta a fost ultimul vlog de la Vorța. Urmează călătorie. Încă nu știu cât o să stau. Oricum, cel puțin o săptămână garantat, pentru că voi fi în Arabia Saudită. Încă nu mi-a venit viza de Pakistan, așa că vă voi ține la curent zilele următoare ce o să fac în continuare. Dar până atunci, eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți.
Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Dacă nu v-ați abonat încă la acest canal, eu vă rog mult să o faceți, pe mine mă ajută mult, iar voi o să vedeți vloguri de călătorie în continuare. Până la următorul vlog, de aici de la Vorța, eu vă spun la revedere!